Comunitățile sătești se întâmpină una pe alta, în imnuri de slavă și rugăciuni îndreptate către Maica Domnului, închegându-se, treptat, într-un val ce înconjoară cerc după cerc biserica, într-un carusel amețitor al rugăciunii, cuprinzând bătrâni, adulți, copii, ce au uitat de oboseală, de sete sau de foame. În fruntea cortegiului de rugători ce colindă curtea bisericii, stă preotul. El este cel ce pregătește și organizează credincioșii care au ales să treacă prin jertfa unui pelerinaj la mănăstire. Păstorul face acest lucru pentru că știe ce știe. Odată întors de la mănăstire, enoriașul va fi mai întărit în credință, mai iubitor de biserică, mai respectuos față de Dumnezeu, mai ușurat de păcate. În anumite locuri sunt așezate pangare, unde sunt aprinse lumânări, gest exterior prin care pelerinii își pot arăta credința. Lumânările simbolizează prin materia lor trupul Mântuitorului, lumina vieții creștinești ce se mișcă și pătrunde peste tot, ajutându-ne să înțelegem că Dumnezeu cu puterea sa fără margini se află pretutinde. Aceste locuri ale liniștii, ale păcii, ale retragerii și meditației sunt cuprinse treptat de atmosfera electrizantă a sărbătorii. Credința și dorința de îmbunătățire spirituală se contopesc într-o adâncă evlavie. Încă din ajunul Marii Sărbători sosește grosul procesiunilor care coboară de pe coastele îmbrăcate în verdele unic al dumbrăvilor sacre din Țara Lemnului. Și în timp ce jos în vale, în târgul deșertăciunilor, unii se îmbată cu plăcerile și bucuriile trecătoare, ei, credincioșii, se împărtășesc din lumina lină a nemuririi. În lumea de azi, împresurată de lucruri nefirești, creștinul trebuie să lupte pentru a rămâne drept, neclintit, asemenea unui arbore puternic în freamătul pădurii cuprinse de furtună. Vizitatorul ocazional, cuprins de vraja unei sărbători asemenea celei de la Moisei, poate pleca fără a sesiza inadvertențe și, mai departe, fără a cunoaște fața adevărată a lucrurilor. Orice experiență din afară este derizorie, asemenea bâlciului așezat nu departe de porțile mănăstirii. Condamnat la o condiție de manifestare caricaturală, hrănindu-se din duhul sărbătorii, bâlciul devine simbolul neascultării, al frivolității și chiar al abjurării. Bâlciul este o altă negustorie în templul Ierusalimului. Pelerinajul devine pentru unii o bună ocazie pentru a dezvolta și alte manifestări ale bogăției folclorice. Numai că, în vremea din urmă, românul a mers prea departe cu folclorul. De aceea, creștinul trebuie să înțeleagă unde începe și unde se termină lupta mănăstirii cu lumea. Înăuntrul porților, deschise pentru toți la vremea sărbătorii, se află spațiul viziunii, al inspirației, al intuiției. Firește, idealul ascetic și pastoral al mănăstirii e de nezdruncinat. Și, în ciuda bruiajului permanent, hieratismul și rugăciunea monahilor salvează lumea. Rugăciunea ajunge la apoteoză odată cu intrarea în biserică și oprirea în fața altarului. Pare a se împlini o apropiere maximă față de divinitate, întruchipată de sălașul sfinților, Sfânta Catapeteasmă, unde procesiunea se perindă sărutând icoanele. Un gest fără nimic idolatru, fiindcă cinstirea este dată persoanei zugrăvite, astfel spus originalului și nu materiei din care este făcută. După ce a ocolit biserica de trei ori,
A intrat pentru a se închina la icoane și a rosti cele cuvenite, a ieșit și a întâmpinat ceilalți pelerini, alăturându-li se în firul nesfârșit al rugăciunii ce se dea până în jurul bisericii, procesiunea își alege un loc pentru a participa la slujba vecerniei, încoronată de prezența episcopului. Din momentul sosirii sale, încetează orice activitate, cântare sau procesiune, după cum anunță crainicul. Moiseiul este încă un loc unde, pe lângă grandoarea sărbătorii creștine, poate fi les neînțeles că figura legendară a ierarhului nu se poate delimita de atmosfera de bunătate familiară, de cucernicie, de bărbăție în care este învăluită, relevând totodată rămânerea într-o profundă comuniune cu poporul din mijlocul căruia se trage. Ierarhul este asemenea unui voievod, dar blândețea, căldura, apropierea și familiaritatea cu preoții parohi, rezonanța la problemele de familie, îl așează ca un adevărat părinte al obștei preoțești și, mai departe, al obștei de credincioși. Am înțeles odată mai mult de ce aici religia este numită semnificativ lege românească. Religia pare să fie legea fundamentală a statului, rațiunea de a exista, principiul de autoritate în lume. Iar vlădicul știe să fie atunci când trebuie și autoritar. Îmbrăcat în straie arhierești, în fața poporului său, este autoritatea spirituală supremă. În ajunul marilor praznice, sfârșitul vecerniei lasă loc pentru rugăciunile acatistului Maicii Domnului. În cântări de laudă, numite condace și icoase, preoții solicită Fecioarei Maria să le mijlocească rugăciunile pe lângă Dumnezeu. Sprijin zilnic, izbândă pe calea mântuirii, paza față de necazuri și nevoi. Chiar dacă fiecare poate citi acatistul și acasă, credincioșii găsesc că ascultarea sa la slujba din mănăstire este mult mai folositoare. La acatist, credincioșii aduc pomelnice pentru vii. Ei vin cu tămâie și un de lemn, singurele iertate, după hotărârea canonului al treilea apostolic, să fie introduse în altar în timpul aducerii înainte. Tămâia este întruchiparea bunei mirezme a faptelor bune, a fluidului sfințitor, fie că se revarsă peste darurile proscomidiei, unde se retrăiește vizita celor